De ce Igor Dodon și nu Maia Sandu? 2 minute. Eu cred că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova înțeleg foarte clar și au înțeles deja care este răspunsul la această întrebare. Sunt câteva lucruri conceptuale care ne fac diferiți. Primul, eu sunt pentru statalitatea Republicii Moldova. Oponenta mea a recunoscut că este cetățeancă a altui stat și este gata să voteze pentru lichidarea statalității. Doi, eu nu am fost parte a guvernării ultimilor 7 ani. Eu nu am votat miliardul, nu am fost în coaliție cu Filat, cu Plahotniuc, cu alții. Eu am fost în opoziție. Trei, cred că am experiență suficientă pentru a rezolva problemele economice și sociale cu care se ciocnesc marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova. 4. Eu am toate posibilitățile să rezolv problemele cu Federația Rusă. Noi putem să revenim pe piața Federației Ruse cu produsele noastre. Eu aș putea și voi putea la sigur și voi rezolva problema migranților. În același timp voi păstra relații bune cu Uniunea Europeană. Așa că dacă să facem o totalizare, stimați concetățeni, statalist pentru statalitate, relații bune cu Federația Rusă, dar nu împotriva Uniunii Europene, am fost în opoziție, nu am fost la guvernare. Și sunt ferm convins că Republica Moldova are nevoie anume de un așa președinte.